Piloții militari britanici sunt adevărați matematicieni ai vieții. La unul dintre cele mai mari show-uri aeriene din lume organizat la Paris, i-au povestit cum s-a văzut Libia din aer în momentul în care degetul apăsa butonul ce lansează bombele. Cât despre ținta perfectă, o găsesc după 25 de minute de calcule. Rupert Joel este comandantul escadrilei de avioane multirol a forțelor aeriene regale. Singurul care a fost lăsat de superiorii săi să își povestească experiența în fața camerelor a făcut-o la Paris, acolo unde avionul folosit în luptă a fost expus. Yes, they're long and challenging missions, but we're well prepared because they are the same sources that we practiced back in the UK. Forțele aeriene britanice au folosit în Libia sistemul CDE, un program care estimează pagubele colaterale posibile în cazul lansării unei bombe. So for an average, when you arrive somewhere and you need to try and release a weapon, it probably takes, because you have to do everything very carefully and considered, it probably takes anything from 25 to 30 minutes. O misiune a durat în jur de 5 ore și jumătate. Survolarea spațiului, identificarea punctelor în care se aflau simpatizanții regimului Gaddafi și depozitele lor de armament. We found out about some vehicles that being sunburned is typical. And this is a TV CCD image during the day, so it's quite clear. It's two Paveway 4s and two E-Paveway 2s released at the same time. Muniția Paveway nu a fost aleasă întâmplător pentru Libia. Where they have the laser guidance kit just from a laser, but on top of that they have a GPS. Așa că vremea nici nu mai contează. And then you run towards the target and basically have a series of switches which control weapon system. Once you've decided to attack it, you make the switches, we refer to it as being live. And when the switches are live, when you press the pickle button, which is this switch here. Englezii au folosit echipe de câte două avioane în luptă, vechiul Tornado și pentru prima oară aeronava de luptă Eurofighter Typhoon. To fly on this aircraft is a dream, because you know, because it's an aircraft that has superior capability on every field. Then to be an operational pilot on the Eurofighter takes a little bit longer, about 60 missions. Piloții britanici susțin că nu cunosc exact numărul țintelor lovite în Libia, însă în total au adunat peste 1500 de ore de zbor în spațiul lor aerian.